Ce părere aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Foarte bine. De ce sunteți pentru asta? Nu, suntem în centrul Europei, băieți. Ce mai vreți? Chiar inima Europei. Vreți cu... Clar că nu. Și a doua întrebare, ce părere aveți despre unirea cu România, fiind cea mai ușoară cale de eurointegrare? De mult trebuie unirea. Ce părere aveți dumneavoastră referitor la tema de eurointegrare a Republicii Moldova? Noi bătrânii de mâini cam tot una. Da, dar nu credeți că ar fi mai bine ca Republica Moldova să facă parte din Uniunea Europeană? Da, vrem ca copiii noștri să le fie mai ușor. Cum vedeți unirea cu România fiind cea mai ușoară cale pentru eurointegrare? Nu, noi cașcă că suntem uniți, dar și cum? Avem cacoro, gheaghe, moșă, tata, eu... Deci avem aceleași limbi, aceleași tradiții, suntem un neam și nu suntem uniți. Noi nu prea grăim de-am așa cultural ca dânșini, dar copiii noștri vor să întup calea asta. Să mergem spre capitală, spre București. 500.000 de lei moldovenești este un salariu mediu, de când la noi în Chișinău este doar de capitală de 5.900. Este de stat, mai bine continuăm cu România, cum iar pe țară, să spunem de salarii, de pensiile de acolo. Am vrut să sunteți toate aici la periferie cu Transnistria. Care este atitudinea autorităților din partea la altă? Nu sunt mai regulat, dar cum înainte, Doamne ferește, nu puteți treci, măcar pe pământul nostru, măcar că de obicei cu căldare de abricoasă te-a luat de gât, de obicei cu o căldare de poamă, ia așa mă opresc. Ne acolo vindeați ca să vă câștigați un bani. Dar mai aproape, că nu Chișinău e departe. Care era atitudinea separatiștilor față de populația de aici, de partea asta? Păzător. Ca când nu i-am hrănit noi, ca când nu... Aș tărit noi pe toate. Dacă ar fi un referendum, dumneavoastră ați fi pen. Da. Ce părere aveți dacă această integrare în Europa va avea loc prin unirea Republicii Moldova cu România? Doar România deja e stat membru al... Da. Ați fi pentru unire? Fiind același neam, având aceeași limbă... Ce părere aveți voastră despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Să fim stat membru a Uniunii Europene? Nu știu, eu negativ mă atârn. Dar de ce? Măcar copiii să dau în Europa. Priviți salarii din Uniunea Europeană, salariile medii, compartit cu Republica Moldova. Republica Moldova 220 euro, un salariu mediu, Republica. În România, care deja este membru component a Uniunii Europene, este de 565 de euro. Ce părere aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Nici pe cum. Voi sunteți tineri și nu știți ce înseamnă român. Știți cum vorba aia? Țineți minte palma românului, dar glonțele rusului l-ați uitat. Este ce părere aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Da, noi am dorit să fim cu Europa, fiindcă nu avem niciun viitor. Dar dacă această integrare în europeană ar avea loc prin unirea cu România, care e cea mai ușoară cale? Normal. M-a întrebat dacă vreți fim în Uniunea Europeană ca un stat independent. Independent, da. A doua întrebare este următoarea. Da, dacă noi, ca să ajungem mai repede în Uniunea Europeană, dacă ne-am fi unit cu România, noi am fi automat în Uniunea Europeană. Ați fi de acord? Eu nu. Nu. Unirea cu adică România. În Uniunea Europeană, da, dar în Independent, România independent, da, dar cu România nu. Facem acum o campanie de informare, se numește Unirea Acasă. Și facem paralel cu aceasta. Nu vreau unire, sincer vă spun. Nu vreți? Nu. Dar integrare în Uniunea Europeană vreți? Tot nu. Vot, mă, în același timp, da, sunt românii. Потом с Европой. А что, мы с Румынией не... Ну, мы соседи, но мы... Что мы соседи? Мы раньше мы были соседи, одной друзья, страной. Братья с Румынией давно. Просто надо шевелиться в экономике лучше. Пора кончать издеваться над людьми. Да. Пора кончать согласна. Издеваться над людьми. Cu integrarea aș dori să avem locuri de muncă toți. Și copiii noștri să nu fugă din țară. Calea prin unirea cu România, despre asta ce credeți? Sunteți de acord sau nu? Ei, da, fi, să unească măcar și cu urșii, trăim mai bine. Deci sunteți pentru, da? Numai decât. Eu numai decât pentru...